Judecător 6 cu 11. Apoi a venit Îngerul Domnului și s-a așezat sub stejarul din Ofra, care era lui Ioas, din familia lui Eliezer. Gedeon, fiul său, bătea greu un teas ca să-l ascundă de Madian. Îngerul Domnului s-a arătat și i-a zis: Domnul este cu tine, viteazule! Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, dacă Domnul este cu noi, pentru ce ni s-au întâmplat toate aceste lucruri și unde sunt toate minunile acelea pe care ni le istorisesc părinții noștri când spun: nu ne-a scos oare Domnul din Egipt? Acum Domnul ne părăsește și ne dă în mâinile lui Madian. Domnul s-a uitat la el și a zis: du-te cu puterea aceasta pe care o ai și izbăvește pe Israel din mâna lui Madian. Oare nu te trimit eu? Gedeon i-a zis: rogu-te, Domnul meu, cu ce să izbăvesc pe Israel? Iată că familia mea este cea mai săracă din Manase și eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu. Domnul i-a zis: eu voi fi cu tine și vei bate pe Madian ca pe un singur om. Gedeon i-a zis: dacă am căpătat trecere înaintea ta, dă-mi un semn ca să-mi arăți că tu îmi vorbești. Nu te depărta de aici până mă voi întoarce la tine să-mi aduc darul și să-l pun înaintea ta. Și Domnul a zis: voi rămâne până te vei întoarce. Gedeon a intrat în casă, a pregătit un iet și a făcut azim dintr-o efă de făină. A pus carnea într-un coș și ziama turnat-o într-o oală, le-a adus sub stejar și îi le-a pus înainte. Îngerul lui Dumnezeu i-a zis: ia carnea și azimile, pune-le pe stânca aceasta și varsă ziama. Și el a făcut așa. Îngerul Domnului a întins vârful toiagului pe care l-avea în mână și a atins carnea și azimile. Atunci s-a ridicat din stâncă un foc care a mistuit carnea și azimile și Îngerul Domnului s-a făcut nevăzut dinaintea lui. Gedeon, văzând că fusese Îngerul Domnului, a zis: vai de mine, stăpâne, Doamne, am văzut pe Îngerul Domnului față în față. Și Domnul i-a zis: fii pe pace, nu te teme, căci nu veni. Gedeon a zidit acolo un altar Domnului și i-a pus numele Domnul Păcii. Altarul acesta este și astăzi la Ofra, care era a familiei lui Abiezer. În aceeași noapte, Domnul a zis lui Gedeon: ia vițelul tatălui tău și un alt taur de 7 ani. Dărâmă altarul lui Baal, care este al tatălui tău, și taie parul închinat Astarteei, care este deasupra. Să zidești apoi și să întocmești pe vârful acestei stânci un altar Domnului Dumnezeului tău. Să iei taurul al doilea și să aduci o ardere de tot cu lemnul din stâlpul idolului pe care îl vei tăia. Gedeon a luat 10 oameni dintre slujitorii lui și a făcut ce spusese Domnul. Dar fiindcă se temea de casa tatălui său și de oamenii din cetate, a făcut lucrul acesta noaptea, nu ziua. Când s-au sculat oamenii din cetate dis de dimineață, iată că altarul lui Baal era dărâmat, parul închinat idolului deasupra lui era tăiat și al doilea taur era adus ca ardere de tot pe altarul care fusese zidit. Ei și-au zis unul la altuia: cine a făcut lucrul acesta? Și-au întrebat și i-au făcut cercetări. Li s-a spus: Gedeon, fiul lui Ioas, a făcut lucrul acesta. Atunci oamenii din cetate au zis lui Ioas: scoate pe fiul tău ca să moară, căci a dărâmat altarul lui Baal și a tăiat parul sfânt care era deasupra lui. Ioas a răspuns tuturor celor ce s-au înfățișat înaintea lui: oare datoria voastră este să-l apărați pe Baal? Voi trebuie să-i veniți în ajutor? Oricine va lua apărarea lui Baal să moară până dimineață, dacă Baal este un Dumnezeu, să-și apere el pricina fiindcă i-au dărâmat altarul. În ziua aceea au pus lui Gedeon numele Ierubal, adică apere-se Baal, căci au zis: apere-se Baal împotriva lui, fiindcă i-a dărâmat altarul. Tot Madianul, Amalec și fiii răsăritului s-au strâns împreună cu
s-au strâns împreună, au trecut Iordanul și au tăbărât în Valea lui Israel. Gedeon însă a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului, a sunat în trâmbiță și Abiezer a fost chemat ca să meargă după el. Amin. Amin. Doamne Iisuse, te rugăm, vorbește-ne. Însă, Doamne, te rog, vorbește-ne prin Duhul Tău și Sfânt. Mulțumesc pentru adunarea Ta din sărbătoare din această zi. Mulțumesc pentru fiecare bărbat, fiecare femeie, fiecare tânăr și tânără. Și, Doamne, îmbracă-ne pe toți cu Duhul Tău și Sfânt. Și dă-ne tuturor cuvântul vieții și ajută-ne să primim și să primim cuvântul vieții în numele Fiului Tău, Iisus Hristos. Aleluia! Amin! Vă rog să ocupați locul. Dumnezeu mi-a pus pe inimă în această dimineață un mesaj pe care îl consider fundamental pentru fiecare dintre noi. Înainte de a săpa însă puțin în pasajul pe care l-am citit, trebuie să mai citesc încă un cuvânt din partea lui Dumnezeu care se găsește în Sfânta Evanghelie după Ioan la capitolul 1. Și în capitolul 1 în Ioan, cuvântul lui Dumnezeu spune așa în versetele 11 și 12. A venit la ei săi. Iisus a venit la ei săi, la evrei și la oameni. Însă ai săi nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. Amin. Amin. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele Lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu. Amin. Amin. Dumnezeu mi-a dat un mesaj pentru această dimineață și el se numește așa. Dreptul de a deveni. Dreptul de a deveni. Cele două versete din Ioan, capitolul 1, versetele 11 și 12, vorbesc despre un drept fundamental pe care îl avem toți păcătoși din partea lui Dumnezeu. Dreptul de a deveni. Dreptul de a deveni ceva în viața aceasta. Dumnezeu, prin Harul Său, prin Iisus Hristos, ne-a dat câteva drepturi fundamentale. Și eu despre unul aș vrea să învățăm în această dimineață, cel puțin despre unul aș vrea să învățăm în această dimineață, dreptul de a deveni. Dreptul de a deveni copii ai lui Dumnezeu. Și, pe urmă, dreptul de a deveni slujitori ai lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe toți la aceasta. Când Îngerul s-a dus la Gedeon și i-a spus, Domnul este cu tine, viteazule. Gedeon s-a uitat în stânga și în dreapta lui pentru că avea impresia că Îngerul vorbește cu altcineva de lângă el, nu cu el însuși. Când Îngerul s-a dus la Gedeon și i-a vorbit pentru prima dată, Gedeon i-a zis, cu mine vorbești. Mie mi te adresez. Când Îngerul s-a dus și a vorbit cu Gedeon și Gedeon i-a zis, viteazule, Gedeon i-a pus câteva întrebări Îngerului în sinea lui și i-a spus, tu la mine vii, tu știi cine sunt eu. Eu locuiesc, numărul 1, a zis Gedeon, eu locuiesc în mijlocul unui popor care este rob. Locuiesc în mijlocul unui popor care este slab, locuiesc în mijlocul unui popor care este corupt, este cotropit și sărac. Ei, noi exact în mijlocul unui asemenea popor trăim în România. Un popor sărac, un popor slab, un popor bolnav, un popor corupt, cu lideri corupți. Doamne, fie-ți milă de țara aceasta. Prima scuză pe care Gedeon a avut-o în fața Îngerului, asta a fost. Locuiesc în mijlocul unui popor sclav, slab, corupt și sărac. Și a doua scuză pe care a avut-o Gedeon în fața Îngerului a fost asta. Eu sunt cel mai mic din familia mea. Eu sunt cel mai slab din tribul meu și tribul meu este cel mai slab dintre toate celelalte triburi. Fac parte din tribul lui Manase. Tribul meu este cel mai slab, cel mai prăpătit și eu sunt cel mai mic și cel mai slab. Și cred că Gedeon gândea cam cum gândim unul dintre noi. Doamne, Tu la mine vii. Păi uite-te cum sunt eu. Păi Tu peste mine ți-ai aruncat ochii.
Doamne, Tu la mine ai venit, cu mine vrei să faci ceva, prin mine vrei să faci ceva, ți-ai găsit-o, Tu vii la mine, păi eu sunt în depresie. Știți când Îngerul s-a dus la Gedeon, Gedeon era în depresie. Așa cum sunteți unii dintre dumneavoastră. Păi eu sunt falimentat. Eu sunt prăpădit. Doamne, eu n-am relațiile pe care le au ceilalți. Eu n-am pilele pe care le au ceilalți. Doamne, ce pot face eu? Că tata n-are nici după ce bea apă, dar aminte eu. Era dintr-o familie foarte săracă, Gedeon ăsta. Era prăpădit și era pârlit și n-avea absolut aproape nimic. Zice, tu la mine vii, a zis Gedeon Îngerului. Păi zice, tatăl meu nu este patron, tatăl meu nu este miliardar, locuiesc eu în chirie de ani de zile și nu abia reușesc să mă întrețin casa, ci sunt la 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 doar undeva la 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 abia mai rezist deasupra apei și în curând mă afund și nu o să mai dau din mâini și mă prăpădesc. Am un salar mizer, n-am nici servit și sunt necăjit și sunt în depresie. Păi, Doamne, Tu la mine vii. Și nici nu sunt însurat pe deasupra. Și nici nu sunt măritată pe deasupra. Și vreau și lucru la... Păi, Tu la mine vii. Hai să vă spun ceva. Când Dumnezeu s-a dus la Gedeon și a vorbit lui Gedeon, care era în depresie, era sărac, era sclav, era fără servici, știți ce drept i-a dat Dumnezeului Gedeon? Dreptul de a deveni ceva și cineva în viață. I-a dat dreptul să iese din depresie. Când Dumnezeu vine și îți vorbește, când Dumnezeu te bate pe umăr, când Dumnezeu te cheamă și când tu îl cauți pe Dumnezeu, fii atent, Dumnezeu îți dă dreptul fundamental de a deveni. Dumnezeu îți dă dreptul de a te ridica. Când Dumnezeu îți vorbește și tu l-asculți, Dumnezeu îți dă dreptul de a te înălța, de a te ridica și ar putea să fii în fundul gropii și acolo să sapi încă, tot să te duci în jos. Când vii la Dumnezeu și când Dumnezeu îți vorbește. Și dacă noi suntem suficient de înțelepți să-L înțelegem pe Dumnezeu, Dumnezeu ne dă dreptul fundamental de a deveni ceva și cineva. Slavă lui Dumnezeu! Știți, nu toți părinții din lumea aceasta sunt milionari. Mă refer la euro. Doar câțiva, câteva sute în România de părinți sunt milionari. Când însă Dumnezeu s-a dus la Gedeon și l-a găsit în depresie, în spaimă, în descurajare, Gedeon a început să se gândească, păi tu vii la mine, eu să fac reformă în Israel, eu să fac reformă în poporul Israel, dar sunt eu bun pentru așa ceva? Ce zici de asta, Îngerule? Îngerule, n-am părinte care să aibă bani, n-am părinte care să se descurce, n-am părinte și nu pot permite haine de marcă, de brand-uri Dolce & Gabbana. Acum, de unde știu eu de Dolce, de Gabbana și Gabbana? De la fiul meu. Că asta este snob. Ca mai interesant. Am exagerat un pic aici. Însă am exagerat destul de mult. Însă, fraților, ceea ce ne spune Duhul lui Dumnezeu în această dimineață pentru mine este extraordinar. Și din ce familie vin eu? Dintr-o familie adevărat de păstori, dar săraci, săraci, lipiți pământului. Un singur salar. Până când Dumnezeu și-a pus ochii și pe mine. Și ce-a făcut? Mi-a vorbit. Și ce-am făcut eu? Am fost suficient de inteligent și de înțelept să ascult chemarea lui Dumnezeu. Și ce-a făcut Dumnezeu? Mi-a dat dreptul să devin. Dreptul de a deveni Dumnezeu îl dă doar păcătoșilor. Dacă ești păcătos aici, în această dimineață, fii atent. Dumnezeu, în această dimineață, în acest moment, în numele lui Iisus Hristos, îți dă și ție dreptul de a deveni ceva în viață. De a deveni cineva în viață.
Dumnezeu nu te lasă să rămâi în depresie, Dumnezeu nu te lasă să rămâi în descurajare, Dumnezeu nu vrea să te lase să rămâi în eșec, ci Dumnezeu îți dă în această dimineață dreptul de a deveni. În Iisus Hristos avem dreptul fundamental de a deveni. Am întrebat și eu ca alții înaintea mea dacă este rău să fii sărac. Să știți că nu. Sărăcia nu-i dăunătoare. Bine, nu-i nici grozavă sărăcia. Însă, să vă încurajez pe unii. Sărăcia, să știți că nu este absolut deloc dăunătoare. Și ce este dăunător? Comparația cu alții. Aia este dăunătoare. Când mă compar cu alții, am început să mă încurc încetul cu încetul. Câtă vreme nu te compari cu alții, n-ai nicio problemă. Știți de ce? Câtă vreme nu te compari cu alții, n-ai nicio problemă. Știați asta? Însă fiți atenți. Un lucru pe care l-am înțeles foarte bine. Deci poți fi sărac. Iată, poți fi sărac dacă nu te compari cu nimeni. Știți când încep să apară în viața noastră probleme? Când încep însă să mă uit peste gardul vecinului. Încep să mă afund. Și când mă uit peste gardul vecinului și privesc peste gardul vecinului și văd de acolo, văd frumusețea de dincolo, văd inteligența de dincolo, văd banii de dincolo, când încep să mă compar cu alții, dorind să fiu ca alții, prețul pe care îl plătim este foarte mare. Însă, fraților, vreau să vă spun ceva în numele Domnului Iisus în această dimineață. Trebuie să ne învățăm să nu fim complexați. Aici era de zis amin toți. Trebuie să învățăm să ieșim din complexul de inferioritate. Trebuie să învățăm să nu cumva să fim complexați. Ăsta era sindromul de care suferea Gedeon. Era complexat. Și când a venit îngerul și l-a tulburat un pic, i-a făcut cel mai mare bine, însă îngerul i-a făcut o favoare, pentru că îngerul l-a ridicat din complexul ăsta de inferioritate. Și acum fiți atenți, în partea a doua a mesajului din această dimineață. Ce pot să fac eu ca să devin ceea ce Dumnezeu vrea să devin? Ce pot să fac ca să devin? Unii dintre noi, frați și surori și stimați ascultători, n-avem nicio șansă dacă nu suntem dispuși să facem ceva după ce Dumnezeu ne-a vorbit. Vreau să vă pun o întrebare. Credeți că Dumnezeu vă vorbește în această dimineață? Vă rog să ridicați o mână. Îmi pare rău pentru ce n-ați ridicat mâna. Condoleanțe. Însă, fii atent, ce pot să fac eu, ce trebuie să faci tu ca să devii? Primul lucru. Trebuie să hotărăști să crezi ferm în Dumnezeu. Amin. Un lucru atât de simplu. Și totuși atât de vital. Zache este un prieten al meu din județul Carașa și din județul Timiș. Și a început de la zero. Eu n-am fiut că vine dimineața asta aici. A început de la zero. Însă, l-am urmărit de-a lungul anilor. Că-l cunosc de câțiva ani, bun, de acum. Este mic de stat, dar cu inimă mare. Și nu suferă de complexul de inferioritate. Și-a cumpărat niște camioane și a stat de vorbă cu mine. Asta s-a întâmplat cu destui de ani, de zile în urmă. Și a spus, frate Daniel, am stat noi de vorbă mai mult în vremea aceea, acum nu mai prea avem timp să stăm de vorbă, adică el nu are. Și am stat de vorbă cu el și a spus, frate Daniel, deci uitați ce părere aveți. Pe fiecare camion al meu, are nu știu câte tiruri, pe fiecare tir al meu, zice, vreau să scriu pe prelată pot totul în Hristos care mă tărește. L-am întâlnit după luni de zile după aceea. Și l-am întrebat, cum e de când ai scris pot totul în Hristos care mă tărește? Și dacă nu mă credeți pe mine, puteți să-l întrebați pe el. A început de la 1 și la ora actuală nici nu vreau să vă spun câte tiruri are. Însă știți și am înțeles. Că atunci când crezi în Dumnezeu,
Dumnezeu îți dă putere. Și pe fiecare traca lui, pe fiecare tira lui, acolo pe frontispiciul, unde se vede și pe o latură, scrie Potuto în Hristos și pe fiecare tir scrie în limba engleză In God we trust. În Dumnezeu ne credem. Și ce înseamnă pentru mine asta? Și ce înseamnă pentru mine asta? Dacă vrei să devii ceea ce poți deveni în Iisus Hristos, trebuie să faci primul pas, cel mai simplu și poate că cel mai greu. Să hotărăști să te încrezi total în Dumnezeu. Domnilor, să credem în Dumnezeu nebunește. Să credem în Dumnezeu copilărește. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu te iubește așa cum ești. Și în momentul când ai curajul să crezi în Dumnezeu, și în momentul când ai curajul să-L crezi pe Dumnezeu și cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu îți va da harul să devii ceea ce El vrea să devii. Am descoperit o chestiune recentă în Biblie foarte interesantă. Să știți că nicăieri în Biblie nu veți găsi vedete. Că la Dumnezeu nu există vedete. Însă, peste tot în Biblie, am găsit că Dumnezeu are oameni necăjiți, amărâți și căzuți. Falimentari. Și Dumnezeu s-a dus la ăștia, la ultimii. Și le-a vorbit. Și când oamenii ăștia au hotărât să creadă în El, în Dumnezeu, Dumnezeu le-a dat dreptul să devină și încetul cu încetul Dumnezeu i-a ridicat. Am găsit în Biblie că Dumnezeu are oameni necăjiți, amărâți, în care însă și prin care Dumnezeu a început să lucreze. Întâi a lucrat cu ei, pe urmă a lucrat în ei și pe urmă a lucrat prin ei. Slavă lui Dumnezeu! Pentru că așa face Dumnezeu. Dumnezeu întâi lucrează cu tine, pe urmă întâi lucrea, pe urmă numărul 2 lucrează în tine. Însă știți cum facem unii dintre noi? Vrem ca Dumnezeu să lucreze direct prin noi. Și nu funcționează așa. Dumnezeu întâi lucrează cu mine, pe urmă lucrează în mine. Și doar după aceea Dumnezeu lucrează prin mine, slavă lui Dumnezeu. Și într-o zi Dumnezeu s-a dus la Moise. Și ăsta era falimentar când s-a dus la Moise și Moise era bâlbuit. Și Domnul i-a zis, Moise, te duci acum în Egipt și îmi scoți poporul. Și Moise zice, mă duc în Egipt ca caută-ți faratul. Păi era bulbuit, nu? Cam așa cred că îmi imaginez, presupun eu că i s-a adresat Moise lui Dumnezeu. Și ce a făcut Dumnezeu? I-a dat lui Moise dreptul să devină. Și de ce? Pentru că Moise a hotărât să creadă în Dumnezeu și să-L ia în final pe Dumnezeu pe cuvânt. Știi? Nu-i ușor să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt. Să zic că nu-i ușor. Lui Moise nu i-a fost ușor să-L ia pe Dumnezeu pe cuvânt. Lui Gedeon i-a trebuit lui Dumnezeu consiliere serioasă pentru Moise ca în final bâlbâitul să accepte și să meargă. Și Dumnezeu l-a trimis așa cu peteșugul lui, cu necazul lui, cu handicapul lui. Dumnezeu în final l-a convins pe Moise să meargă. Cum credeți că a fost Gedeon când a venit Dumnezeu la Gedeon? Și cu ăsta Dumnezeu a trebuit să-l consilieze că nu-i ușor să te încrezi în Dumnezeu. Ușor este să cânți, Doamne, mă încred doar, eu mă încred doar, asta este ușor să cânți. Dar nu este deloc să ușor să te încrezi practic în Dumnezeu. Să mai spun ceva. Este ușor și să predici despre a te încrede în Dumnezeu. Ieri, am avut o discuție telefonică cu un pastor. Necăjit. De sus până jos. Necăjit în depresie. Am zis, Doamne, parcă nu vine să cred că și pastorul intră în depresie. Și iată că sunt excepții care confirmă regula. Și era necăjit. Și zice, frate Daniel, zice, am predicat, zice, duminică am predicat despre credință, despre nădejde. Deci acum sunt praștie. Și zic, fiate, acum trebuie să practici ceea ce predici. Asta este un pic mai greu decât să predici. Să practici ceea ce predici. Și este foarte ușor să zici, trebuie să ne încredem în Dumnezeu și noi zicem în biserică, amin. Și am zis și la Moise și la Gedeon. Dumnezeu și-a făcut timp să îi crească pe oamenii aceștia și știți ce am mai zis exact?
că nu este ușor să te încrezi pe Dumnezeu și să-L iei pe Dumnezeu pe cuvânt. Nu este ușor să crezi versetul ăla din Psalm care spune Domnul să-ți fie desfătarea și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Amin. Zice, domnilor, nu este simplu să crezi versetul acela. Este mai simplu să meditezi asupra Lui, este mai simplu să predici, este mai simplu să zici în cred, însă când este vorba să practici ceea ce Dumnezeu ne spune în cuvânt, asta înseamnă să crezi în Dumnezeu. Păi când Dumnezeu s-a dus la Gedeon, Gedeon a zis, pe mine mă trimiți tu pe mine. Păi eu sunt cel mai amărât. Ia dă-mi tu mie un semn, Doamne, să mă convinc că funcționează încrederea în Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a dat lui Gedeon un semn și Dumnezeu l-a trimis pe Gedeon că chiar dacă n-a avut tată bogat, chiar dacă n-a avut tată un ministru sau prim-ministru sau președinte, chiar dacă n-a avut un tată milionar sau miliardar, Dumnezeu i-a dat lui Gedeon înțelepciune să-l ia pe el pe cuvânt și asta i-a schimbat lui Gedeon viața totală. Să vă spun ce îmi schimbă mie viața total în fiecare zi. În fiecare zi îmi spun așa, faceți vă rog cum fac eu. Dom'le, tot ce fac bine, faceți după mine. Ce fac rău, vă rog să nu faceți nimic. Bine, nici nu vă spun ce fac rău. Nu chiar tot. Nu mai spun. În fiecare zi, fraților, când simt un jung, când simt o amețeală, când simt o slăbiciune, spun așa lui Dumnezeu, Doamne, eu nu mă iau după ce simt. Mă iau după ce spui. Amin. Fii, când vine depresia asupra ta, fă ca mine. Nu mă iau după ce îmi spune rațiunea, mă iau după ce spune cuvântul tău. Amin. Când vine ispita asupra ta, fii atent, nu te lua după sentiment, nu te lua după emoții, nu te lua după ce simți că te duc în jos și în depresie și te duc la nenorocire și te duc la poală. Nu te lua după ce simți, iată după ce ai scris, nu după ce simți. Amin. Asta înseamnă încredere în Dumnezeu. Și când Dumnezeu citești cuvântul, de asta este important să cunoști cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu îți face în cuvânt o promisiune, tu nu te lua după ce simți și după ce vezi. Iată după ce ai scris. Amin. Păi dacă Gedeon s-ar fi luat după ce simțea și după ce vedea, niciodată nu s-ar mai fi putut încrede în Dumnezeu. Însă și ce înseamnă încrederea în Dumnezeu și ce înseamnă credința în Dumnezeu, înseamnă să crezi în Dumnezeu că El poate totul și poate schimba chiar și viața ta amărâtă cum este acum. Asta înseamnă să te încrezi în Dumnezeu, pentru că Dumnezeul meu este Dumnezeul nădejdii. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Romani, la capitolul 15, în versetul 13, este acolo un verset uimitor pe care îl cunoaște majoritatea dintre noi. Roman 15, 13 zice așa. Dumnezeul nădejdii să vă umple de toată bucuria și pacea pe care o dă credința, pentru ca prin puterea Duhului să fiți tari în nădejde. Amin. Știți cum este Dumnezeul lui Gedeon? Știți cum este Dumnezeul lui Moise? Știți cum este Dumnezeul meu? Știți cum este Dumnezeul tău? Este Dumnezeul nădejdii. Să vă pun în limba română modernă, e Dumnezeul speranței, e Dumnezeul biruinței, e Dumnezeul succesului. Nu te mulțumi în mediocritate. Asta o poate face oricine. Noi trebuie să ne mulțumim doar încrezându-ne total în Dumnezeu. Aia aduce în viața mea puterea de a deveni. Doamne, ajută-ne la aceasta. Fii atent, să te încrezi în Dumnezeu este primul pas pe care trebuie să-l faci. Dacă vrei să primești și tu dreptul de a deveni. 2. Ce trebuie să fac pentru a deveni ceea ce Dumnezeu vrea să devin? Poate trebuie să faci ceea ce spune Dumnezeu să faci. Acum, pentru a deveni copilul lui Dumnezeu, trebuie neapărat să-L primesc pe Iisus Hristos în inima mea. Fii atent, fraților, sunt aici în această dimineață între noi copii de pocăiților și nu-i ajută cu nimic. Unii copii de pocăiților sunt mult mai răi decât copii de ai nepocăiților. Nu știu de ce se întâmplă fenomenul acesta, însă din când în când se întâmplă și am stat de vorbă cu copiii de pocăiți răzvrătiți, răi și bandiți de sus până jos. Dumnezeu să se îndură de ei.
Însă, în această dimineață, în locul acesta, s-ar putea să vii dintr-o familie de părinți pocăiți. Fii atent, s-ar putea părinții tăi să nu fi fost așa cum Dumnezeu cere. Dar asta nu va fi o scuză înaintea lui Dumnezeu pentru tine. Să nu uiți adevărul acesta. Însă, vreau să vă învăț în această dimineață un adevăr fundamental pe care l-am găsit scris în Evanghelia după Ioan. Dacă vrei să devii cineva în viață, dacă vrei să devii copilul lui Dumnezeu, trebuie neapărat să existe primirea lui Iisus Hristos în inimă. Amin. Auziți ce spune Scriptura? Iisus a venit la Isaia și Isaia nu l-au primit. Dar tuturor celor ce l-au primit, li s-a dat dreptul să ce? Să se facă copii ai lui Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu. Amin. Dacă doar crezi în Iisus, s-ar putea să nu te ajute absolut deloc. Din cauza aceasta, pocăința unora dintre noi, creștinismul unora dintre noi nu funcționează. Nu funcționează bine. Nu funcționează la parametri și nu funcționează deloc. Pentru că noi doar credem, dar nu l-am primit. Și știi ce înseamnă să-L primești pe Iisus? Înseamnă, cum am spus la momentul de rugăciune, înseamnă că Iisus domnește în viața ta. Din cauza aceasta, pocăința unora dintre noi nu va funcționa niciodată, pentru că Iisus nu este lăsat să domnească. Nu numai doar să crezi. E bine să crezi. E primul pas. Dar trebuie neapărat Iisus să domnească în viața mea. Asta înseamnă primirea lui Iisus Hristos în viața mea. Din cauza asta, căsătoria unora nu funcționează, pentru că Iisus n-a fost primit. Și Iisus nu domnește. Din cauza aceasta, tu nu ai primit dreptul de a deveni copil al lui Dumnezeu, pentru că nu vrei să-L primești pe Iisus, ci să lași pe Iisus să domnească în viața ta și mă rog ca Dumnezeu să-ți dea harul acesta, să-L primești. Nu te mulțumi doar cu a crede. Să spui, eu cred în Iisus, eu cred în Dumnezeu și cu asta am rezolvat. Nu funcționează dacă vrei să primești dreptul de a deveni copilul lui Dumnezeu, trebuie neapărat să-L primești pe Iisus și Iisus să domnească în inima ta și să fie rege. Dumnezeu să-ți ajute la aceasta. Și încă ceva. Trebuie să recunoști că nu ești singur. Dacă vrei să primești dreptul de a deveni, dacă vrei să devii cineva, dacă vrei să devii ceea ce Dumnezeu vrea să devii, nu ceea ce ești acum. Știți, Dumnezeu s-a uitat la Gedeon și l-a văzut prăbătit, depresiv și necăjit. Era necăjitar, era fără servici, era mai de el. Necăjit și deprimat. S-a uitat la el, Dumnezeu a văzut ce este Gedeon. Dar vă rog să rețineți și urmează să spun, Dumnezeu a văzut și ce va deveni Gedeon. Dacă va avea curajul să se supună cuvântului lui Dumnezeu. Dacă tu ai curajul să te supui cuvântului lui Dumnezeu, în toate, nu doar în ce-ți convine ție. Dacă vei avea curajul să faci tot ceea ce-ți spune Dumnezeu și tu știi ce-ți spune Dumnezeu, pentru că Dumnezeu îți descoperă ție și dacă nu știi, vină la mine și Dumnezeu îți va spune prin mine și dacă nu vrei să vii la mine, deschide direct cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu îți va spune ceea ce trebuie să faci ca să devii. Însă fii atent. Dacă vrei să ieși din starea latentă de sinucidere spirituală în care ești, dacă vrei să nu rămâi ceea ce ești și dacă vrei să devii ceea ce Dumnezeu vrea să devii, fii atent. Trebuie să recunoști că nu ești singur. Trebuie să crezi în Dumnezeu, trebuie să faci ce-ți spune Dumnezeu. Asta înseamnă să crezi în Dumnezeu, să faci ce-ți spune Dumnezeu, că altfel este vrăjeală și te auto-înșel și ai mușcat minciuna diavolului. Și pe urmă trebuie să recunoști că nu e singur. Una dintre cele mai mari promisiuni pe care mi le-a dat Domnul Iisus Hristos vreodată, știți care este? Și mi le-a dat după înviere. Și a spus, iată că eu sunt cu voi. În fiecare zi. Îmi spunea cineva și mie și soție mele ce mă simt atât de singură. Atât de singură. Mă simt atât de singură, dar ea a măritat. Mă simt atât de singură. Frăților, și ce spune Domnul Iisus? Iată că eu sunt cu voi în fiecare zi, până la sfârșitul viacurilor lor, slăvit să fie Domnul. Domnilor, ești căsătorit sau ești necăsătorită, măritat sau nemăritată, ești fără soț sau ești cu
domnișoară, domnule, ești la facultate, ești în sesiune, ești la bac, nu e singur. Domnul a promis că este cu tine. Trebuie să recunoști, să accepți, să crezi, să primești adevărul acela. Amin. Nu ți este soțul cu tine? Nu poți să zici, nu e singură. Mă întreabă pe mine, eu mai circul așa prin țară și mă întreabă frate și lor, frate, când mă sunt invitat la evanghelizare și a vrut să știe cam cu cine mă duc. Zice, frate Daniel, veni singur? Și spun, nu. Dar cu cine veniți? Cu Domnul Iisus. Nu sunt singur. Alo, amin. Amin. Domnilor, când ești în vacanță, când ești în concediu, când ești în birou, ești la slujbă, nu e singur. Trebuie să recunoști și să mărturisești asta. Trebuie să spui ție, să-ți declar ție, eu nu sunt singur. Daniel nu-i singur. Denis nu-i singur. Andy nu-i singur. Pentru că Domnul este cu mine. Și atunci vă mai spun încă un secret. Nici nu mai poți face ce vrei. Alo, mulțumesc, amirul puternic. Că nu sunt singur, că mă vede. Amin. Mă știe, mă ajută. Nu sunt singur, slăvit să fie Domnul. Nu sunt singur, știi? Trebuie să recunoști că nu e singur. Dar mai spun încă o chestiune. Să știți că nu sunt singuri. Nu e singur, absolut deloc. Toți suntem și în aceeași barcă găurită și toți vrem să ascultăm toate găurile din barca noastră, știi? Și s-ar putea în această dimineață barca ta să fie găurită, vorbesc figurativ, și să ia, apă, știi? Nu e singur nici în barca aceea și noi suntem în barca aceea și într-un fel, în viață, majoritatea dintre noi încercăm să ascupăm găurile din viața noastră. Suntem mulți cărora ne este foarte greu să mergem înainte, să știți. Sunt mulți oameni în orașul acesta și poate chiar în biserica asta și ți este și le este foarte greu să meargă înainte. Însă unii dintre noi știm să mascăm mai bine găurile din barcă, știi? Și încercăm să le ascupăm mai, știi, dacă ești pastor, știi mai multe. Dacă ești diacon, știi și tu. Mă rog, nu chiar atât de mult ca pastorul. Știi? Și dacă ești cântăreț aici în față, noi ați văzut ce bine arătăm, vorba lui Gabi, arătăm bine și suntem și spreiați cu Cristo spray, știi, și arătăm bine și mirosim așa cum trebuie să miroase un creștin, un pocăit, știi? Însă, fraților, majoritatea dintre noi, în barca noastră, avem astea găuri care încercăm să le ascupăm, știi? Și încercăm să le ascupăm. Nu e singur în barca ta. Însă știi care este frumusețea? Nu e singur în barca ta. Dar fii atent. Din momentul în care l-ai primit pe Iisus Hristos în inima ta, Mântuitorul tău, și El domnește, ai devenit copilul lui Dumnezeu. Amin. Și nu mai e singur. Iisus Hristos este cu tine. Slăvit să fie Domnul. Și încă ceva. Să știți că Dumnezeu are un alt sistem de valori. Diferit de sistemul nostru, Dumnezeu are un alt sistem de valori, total deosebit de sistemul de valori uman. Biblia ne zice că noi prețuim înaintea lui Dumnezeu mai mult decât toate bogățiile lumii acesteia. Amin. Asta este ceea ce îmi spune mie Biblia. Și am mai sezat încă ceva în cuvânt și până am sezat asta și în biserică. Ce oamenii aruncă, știi, ceea ce este de aruncat la oameni și de disprețuit la oameni, Dumnezeu primește și Dumnezeu recuperează. Și și apreciază lumea. Și vă rog să venim un pic la sistemul de valori al lumii. Lumea apreciază inteligența, frumusețea, banii. Astea sunt valorile omului. Dom'le, și cum apare pe scenă o fată, o femeie frumoasă, cum vrea toți? Cum știi că are bani, câteva milioane de euro? Imediat, Domnului, se pare că... Cum vedem că are o inteligență sclipitoare? Astea sunt valorile pe care omul și lumea le are. Dar să știți că nu acestea sunt valorile lui Dumnezeu. Vedeți? Pentru Dumnezeu știi ce valorează cel mai mult? Să devii copilul Lui. Amin. Știți? Valorile lumii sunt inteligența, sunt frumusețea și sunt banii. Însă știți care sunt valorile lui Dumnezeu? Pentru Dumnezeu contează să fii copilul Lui. Dumnezeu prin Iisus ne-a dat dreptul să devenim copii al lui Dumnezeu. Asta înseamnă, și asta este cea mai mare valoare la Dumnezeu, să am dreptul să devin copilul Lui. Să devin pocăit. Și fii atent, să devin sfânt, sfânt, sfânt. Amin. Mulțumesc de aminul puternic. Amin. Sfânt, sfânt, sfânt. Asta înseamnă să devin copilul lui Dumnezeu. Hai să
zicem cu toții, Sfânt, Sfânt, Sfânt. Asta înseamnă să fim copilul lui Dumnezeu. Amin? Amin. N-ați spus tot Sfânt, că nu vă place la toți. Ne place mult mai mult să auzim, sunt copilul lui Dumnezeu. Dar și ce înseamnă să-L primești pe Iisus? Iisus să domnească în viața ta. Și ce înseamnă să fii copilul lui Dumnezeu? Înseamnă să fii Sfânt. Amin. Amin. Să fii Sfânt în tot ceea ce faci, în tot ceea ce gândești, în tot ceea ce privești, înseamnă să fii Sfânt. Asta este dreptul pe care Dumnezeu îl dă. Dumnezeu îmi dă dreptul să devin copil al Lui. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Însă a fi copil al lui Dumnezeu înseamnă să fiu un om pocăit. Înseamnă să fiu Sfânt. Doamne, ajută-mă la aceasta. Dumnezeu are un alt sistem de valori. Dumnezeu are un sistem de valori diferit decât sistemul nostru de valori. Și vreau să vă citesc acum dintr-o carte ce a spus Petre Țuțea. Asta este, a fost unul dintre cei mai mari filozofi creștini români. Și vă rog să aveți un pic de răbdare și să vă concentrați, că este foarte important. Zice filozoful creștin. Noi ne împărțim în viață cam așa. Ne împărțim în oameni bogați, oameni cu școală, cu mai știu eu ce. Dar fiți atenți ce spune în continuare soția. După aproximativ 80 de ani, 81 de ani de viață, deci așa. Scara valorilor umane conține, în primul rând, Sfântul, spunea filozoful. Deasupra tuturor lucrurilor, în lumea aceasta stă Sfântul, omul, care este Sfânt. În al doilea rând vine eroul, cel care își dă viața pentru o cauză, pentru țara lui. În al treilea rând vine geniul, acela care poate să creeze. În al patrulea rând, zice Țuțea, stă omul obișnuit și dincolo de toți aceștia se situează infractorul. Aceasta este scara valorilor despre care vorbește un filozof, adevărat că un filozof creștin. Și spune el, deasupra tuturor lucrurilor în lumea aceasta, și spunea un ortodox. Dar avea dreptate și are perfectă dreptate. Și spune, deasupra tuturor lucrurilor stă Sfântul. Să vă mai spun ceva, ceea ce zice Ioan prin cuvântul său și ne spune într-un mod atât de uimitor, ne spune tuturor omului Dumnezeu. Și spune, tuturor celor ce cred în El, în Dumnezeu. Adică celor ce îl primesc pe Iisus Hristos. Li s-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu. Ți s-a dat dreptul. Ai dreptul fundamental să devii ceea ce Dumnezeu știe că poți să devii atunci când îl primești pe Iisus și Iisus domnește. Nu te mulțumi cu valorile lumești. Pentru că astea ard odată cu lumea aceasta și odată cu viața ta. Ălea se distrug. Noi trebuie să înțelegem că Dumnezeu ne vrea pe fiecare dintre noi copii ai lui Dumnezeu. Adică Dumnezeu mă vrea sfânt. Doamne, ajută-mă la aceasta. Vedeți, deasupra tuturor scărilor valorilor din univers, stai tu dacă ești copilul lui Dumnezeu. Stai tu dacă ești copilul lui Dumnezeu, dacă ești sfânt. Deasupra tuturor valorilor din universul acesta, stă copilul lui Dumnezeu, stă Sfântul lui Dumnezeu. Amin. Spune filozofia, spune inteligența și spune în mod deosebit cuvântul lui Dumnezeu. Dacă ești copilul lui Dumnezeu și nu ai de ce să-ți fie rușine să-L privești pe Dumnezeu în față, ești cel mai puternic om din lume. Dacă nu ți este rușine să-L privești pe Dumnezeu în față, ești cel mai puternic om din lume, însă fii atent, nu ești cel mai admirat om din lume. Când ești sfânt, când ești copilul lui Dumnezeu, ești cel mai puternic, dar nu ești cel mai admirat. Când ești sfânt, când ești copilul lui Dumnezeu, lumea nu o să te admire. Să știți că lumea nu admiră sfinții. Știți ce admiră lumea? Lumea are o altă scară de valori. Lumea altfel gândește valorile. Lumea îi admiră pe ticăloși, pe hoți, pe vedete, pe vicleni, pe politicieni, pe Lady Gaga. Pe asta, pe ăștia îi admiră lumea. Pe ăștia îi admiră lumea. Și eu sunt
lui Pilat când văd ce se întâmplă în lumea noastră. Știți pe cine admiră lumea? Pe homosexual, pe politicieni, pe bogătan. Asta admiră lumea, pentru că ea are o scară de valori pervertită. Ori scara de valori a lui Dumnezeu este alta, slăvit să fie Dumnezeu. Dumnezeu ne-a dat dreptul de a deveni. Și asta ne învață Dumnezeu în această dimineață. Dacă suntem admirați de lume, fraților, fii atent de la cine așteptăm admirație. Dacă suntem admirați de lume, nu putem fi admirați de Dumnezeu și nici nu putem fi binecuvântați de Dumnezeu. Dacă lumea te admiră și Dumnezeu te admiră, ai încurcat-o. Și zice, pentru că Pavel spune în Romani că prietenia cu lumea este vrăjmășie cu Dumnezeu. Zice, nu vă înșelați. Zice, prietenia cu lumea, zice și Pavel, zice și Iacov, este vrăjmășie cu Dumnezeu și Dumnezeu să ne ferească de așa ceva. Știți? Lumea își jignește pe sfinți. Lumea îi ovaționează pe cei ca ea. Dar lumea îi jignește pe sfinți. Și dacă s-a întâmplat ca lumea asta să te fi jignit, să te fi lovit, fii atent. Iisus Hristos te primește așa cum ești. Dacă lumea în care tu trăiești astăzi nu te admiră, nu te necăjită. Dacă lumea te baciocorește și te scuipă și te-a lovit, nu te necăjită. Iisus Hristos te primește. Pentru că Dumnezeu s-a dus la un Gedeon care era un nimic. Și i-a dat dreptul să devină. Dumnezeu s-a dus la un Moise și i-a dat dreptul să devină. Dumnezeu s-a dus la un David, un ciobănaș, ignorat și disprețuit de toți, și i-a dat dreptul să devină. Dreptul acesta îl ai și tu, slăvit să fie Dumnezeu. Dreptul acesta l-am și eu, și una dintre cele mai frumoase adevăruri pe care eu le-am auzit din istoria poporului nostru, este despre unul dintre cei mai mari domnitori ai țării noastre și numele lui este Alexandru Ioan Cuza. Și într-o zi a venit la vodă, așa erau numiți ei în vremea aceea, vodă, a venit un țăran și probabil că cunoașteți majoritatea povestioară, dar este foarte frumoasă. Și a venit la Ioan Cuza un țăran și i-a spus, măria ta, fă-mi dreptate. Te rog, fă-mi dreptate, măria ta. Am o problemă cu boierul meu. I-am spus boierului ceva de față cu familia mea și m-a scuipat în obraz. Zice, măria ta, fă-mi dreptate în fața boierului meu, că nu mă pot duce acasă. Familia și copiii mei care au văzut că am fost scuipat de boier, mă vor disprețui toată viața și nu mai dau 2 bani pe mine. Și vodă s-a apropiat de țăranul acesta și l-a întrebat pe care parte i-a scuipat boierul. Și țăranul a spus pe partea dreaptă. Și s-a dus vodă la țăran și l-a sărutat pe partea dreaptă. Și a zis așa, du-te acum acasă la familia ta. Du-te acasă și spune-i boierului tău așa. Unde a scuipat boierul, a sărutat vodă. Și rușinea a dispărut. Mamă, ce mi-a plăcut și îmi place de Alexandru Ion Cuza. Fraților, exact așa face Iisus Hristos cu noi. Exact așa face Dumnezeul nostru cu noi. Știi, din partea lumii s-ar putea să primești scuipat. Din partea lumii s-ar putea să primești păl. Pentru că lumea nu apreciază sfinții. Lumea apreciază corupția. Ei spun la prima vedere că noi vrem oameni cinstiți, oameni curați. Însă să știți că majoritatea dintre ei sunt murdari. Ăștia care spun, noi vrem cinste, noi vrem autenticitate, noi vrem seriozitate, majoritatea dintre ei sunt murdari și îi disprețuiesc pe sfinți și Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi. Poate asta vom primi din partea lumii, din asta, din partea lumii de jos, s-ar putea să primim scuipat și bătăi. Dar știți de ce? S-a și ceva, nu nimic. Acolo unde a scuipat lumea, sărută Fiul lui Dumnezeu. Și asta este îndeajuns tuturor. Cred asta din toată inima, frate și sora. Cred asta cu toată puterea ființei mele. Când
sfânt, lumea nu te va admira. Dar te aplaudă cerul. Când ești copilul lui Dumnezeu, lumea nu va băga în seamă. Când un om se botează, nu vin ăștia cu camerele de la vedere. Ați văzut să vină vreo stație de radio, vine ProTV sau Antena 1, 2, 3, realitatea, să vină OTV și să filmeze că cineva a fost născut din nou, se botează. Nu, lumea nu admiră așa ceva. Dar ea numai să fie o crimă. Ea numai să fie un fapt de corupție. Și să vedeți cum toți sar acolo. Însă când cineva își dă viața lui Dumnezeu, lumea nu admiră așa ceva. Dumnezeu să se îndure de fiecare dintre noi. Știți? Poate nu o să reușim în viață multe lucruri, domnilor și doamnelor. Însă nu vă necăjiți dacă nu reușiți prea multe lucruri în viață. Să reușești să te împaci cu Dumnezeu. Să, chiar dacă nu vei reuși multe lucruri în viață, însă să reușești să te împaci cu Dumnezeu, să reușești să te fii copilul lui Dumnezeu, e cea mai mare realizare a vieții tale. Poate că nu vei reuși să ajungi milionar în euro. Poate că nu vei reuși acum să ajungi nici milionar în lei. Însă fii atent. Cea mai mare realizare a vieții tale este să devii copilul lui Dumnezeu. Pentru că știi unde lumea scuipă, sărută marele focă. Sărută Domnul Domnilor și Împăratul Împăraților. Să primești dreptul de a deveni. Dreptul de a deveni copil al lui Dumnezeu, dreptul de a deveni sfânt al lui Dumnezeu, să primești dreptul de a deveni slujitor al lui Dumnezeu, este cel mai mare drept. Știi, când primești dreptul de a deveni copil al lui Dumnezeu, mai primești încă un drept. Primești dreptul de a fi răsfățat de Dumnezeu. Și credeți-mă, din când în când suntem și răsfățați de Domnul. Din când în când suntem răsfățați de Domnul. Din când în când suntem răsfățați de Domnul. Aștept de ziceți amin. Cred că nu sunteți conștienți cât de răsfățați suntem. Din când în când suntem răsfățați de Domnul. Fii atent. Faptul că ai venit pe picioarele tale la slujbă, la stânca astăzi, este răsfăț din partea Domnului. Faptul că ai o bucată de pâine în casa ta, crede-mă, este un mare răsfăț din partea Domnului. Că alții nu l-au nici pe acela. Amin. Faptul că ai pe cineva care să te iubească, chiar dacă e imperfect, este răsfăț și e binecuvântarea din partea lui Dumnezeu. Slavă lui Dumnezeu. Faptul că ai un pastor ca mine. Dur uneori, rău alteori. Nu-i răsfăț. E binecuvântare de la Domnul. Faptul că dumneavoastră sunteți turma și noi suntem turma. Și faptul că dumneavoastră sunteți membri la stânca este răsfăț pentru mine. Vorbesc foarte serios. Eu n-aș dori și nici nu există, cred că, în lume o biserică mai serioasă și mai frumoasă ca stânca. Uite, așa cred, în momentul ăsta și nu spun gratuități. Slăviți să fie Domnul. Așa cum suntem de dificil, de răi, așa cum suntem cu găuri în corabie și încercăm să le astupăm, fraților, dacă suntem copiii lui Dumnezeu, dacă am folosit dreptul de a deveni copilul lui Dumnezeu, e cea mai mare realizare, pentru că un copil al lui Dumnezeu primește și dreptul de a se sfinți în glorie lui Dumnezeu. Primim dreptul de a ne sfinți, să reușești să ajungi în cerul sfânt al lui Dumnezeu. Este cea mai mare realizare aici jos pe pământ. Să ajungi în cerul lui Dumnezeu este cea mai mare realizare. Știi cum aș vrea să încheiem mesajul și slujba din această dimineață? Spunând fiecare dintre noi așa. Dumnezeule, de acum Tu ești Tatăl meu. Amin. Și aș vrea să vă invit să ne ridicăm și să încheiem slujba din această dimineață cu niște declarații. Și aș vrea să declarați după mine, fie că închideți ochii, fie că vă uitați la mine, aș vrea să declarați aceste cuvinte după mine. Eu le voi rosti rar și tare. Dacă l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos în inima ta, fii atent. Ai primit dreptul să te faci copil al lui Dumnezeu. Și dacă l-ai primit pe Iisus Hristos în inima ta, ai cea mai mare realizare din viața ta. Tu deja ești copilul lui Dumnezeu. Și mai puțin contează ceea ce se întâmplă din punct de vedere financiar în viața ta. Dacă l-ai primit pe Iisus Hristos și El domnește în viața ta, tu ai devenit copilul lui Dumnezeu, slavă lui Dumnezeu, tu ai devenit ceea ce Dumnezeu vrea să devii. Ai devenit Sfântul lui Dumnezeu, gloria lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă rog să rostiți după mine următoarele cuvinte. Dumnezeu, tu ești de acum Tatăl meu.
Dumnezeule, împreună cu tine, toate îmi sunt cu putință. Tată Ceresc, mulțumesc că îmi vei da biruință la școală. Îmi vei da biruință în familie. Îmi vei da un loc de muncă. Îmi vei da biruință în afaceri. Îmi vei da biruință în sănătate. Îți mulțumesc, Doamne, pentru că Tu mă ridici. Îți mulțumesc, Tată Ceresc, pentru că Tu de acum îmi dai putere să privesc înainte cu optimism. În numele Lui Iisus Hristos. Amin. Doamne Iisuse, Tu ești Dumnezeul nostru a tuturor. Și declarăm, Doamne, că în acest moment primim dreptul de a deveni ce vrei Tu. Doamne, ne folosim de dreptul de a deveni ce vrei Tu. Și mulțumesc, Doamne, că primindu-Te pe Tine în inima noastră am devenit copiii Tăi. Doamne, vrem să rămânem copiii Tăi. Și mulțumesc, Doamne, că Tu ești acela care ne-a întins masa în fața protivnicilor noștri. Pentru că Tu ești Dumnezeu și Tatăl nostru, Tu ne ungi capul cu un de lemn. Mulțumesc că Tu ne poți de grijă și mulțumesc, Doamne, că pentru mine viitorul este optimist. Viitorul pentru toți copiii Tăi, pentru că Tu ai devenit Tatăl nostru, este un viitor plin de surprize pozitive. Mulțumesc, Doamne, că ne așteptăm la lucruri bune în viitor de la Tine, pentru că Tu ai devenit Tatăl nostru și noi am devenit copiii Tăi și aceasta este cea mai mare realizare aici, a jos pe pământ, slavă Ție. La despărțire, Doamne, călăuzește-ne pe fiecare dintre noi. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Tatălui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să rămână în noi, să rămână în toți copiii lui Dumnezeu, să rămână în toți aceia care își folosesc dreptul de a deveni sfinți, de a deveni slujitori, de a deveni copiii Tăi, spre slava numelui Tău. Aleluia! Amin!